Este foarte simplă, este de post, puține ingrediente și foarte, foarte, foarte bun. Ne-am uitat în interior. Nu are moșe nici de post. Pufoș, pufoș. Pufoș, pufoș. Ia uitați cum arată. Sunt... Ia uitați. Am aluatul. Deci avem biluțele noastre de luat. Ia uitați. O să luăm una. Vedeți? Pufoase, pufoase sunt. Așa. Închidem. Acesta este aluat de post. Așa. Să le punem așa aici. Aceasta o luăm și o întindem. Așa. Am aromat aluatul cu coadă de portocală și de tămâie. În loc de apă, eu am pus apă minerală, drojdie, făină, sare. Așa. Și acum am să pun puțin ulei peste. Ia uitați. Iau și pun așa, presor puțin ulei. Și întind. Și așa bine. Așa, după ce am întins bine, eu astăzi am preferat să fac aceștia cu și să-i dau în loc de nucă măcinată cu alune și cu ciocolată. Eu le-am măcinat împreună. Și arată așa, vedeți? Alunele cu ciocolată să fie fără lapte, să fie de post, să fie ciocolată amară. Așa. Și pe lungime o să punem așa, doar pe jumătate. Puțin. Aceasta este opțional. Eu am făcut și așa și fără. Și am să vă arăt acesta așa, făcut și în interior și fără cum mi-am făcut. Așa. Și apăsăm așa puțin cu mâna. Apăsăm așa puțin să se lipească. Și răsucim. Răsucim așa, încet. Așa. Vedeți că nu este nevoie de făină să întind în acest aluat. Așa. Și răsucim. Am să vă arăt unul așa umplut cu nucă sau cu alune. Și cu ciocolată. Ciocolată să nu fie cu lapte, că sunt de post. Aluatul este de post. Așa. Și după ce facem, îi lăsăm puțin să se odihnească. Și apoi o să întindem. Acesta îl lăsăm umplut. Și acum o să iau o bucată de aluat. Eu biluțele le-am făcut. Și o să facem altul. O să facem unul care nu este umplut. Și o să-l întindem. Ați văzut? Întindem așa frumos. Așa. Și acesta tot așa. Vedeți? O să punem puțin ulei. Și punem așa puțin ulei. Și întindem. Întindem așa bine. Așa. Și apoi răsucim. Aici nu mai pun nimic. O să facem și simplu. Am să vi arăt imediat că deja am scos o parte de la cuptor. I-am și dat cu miere și cu alune. Și acesta l-o răsucim pur și simplu așa. Vedeți? Așa. Și răsucim. Ne să întorc să se vadă mai bine. Așa. Și întoarcem. Tragem și aici. Apăsăm pe capete, așa, și răsucim. Închidem așa bine, așa. Și acum ne aducem și pe celălalt care este cu nucă sau cu alune în interior. Asta este simplu. Asta este cu alune și ciocolată de ori. Și o să le întindem așa.
Așa, și întindem, îl dăm deoparte. Acum îl întindem pe celălalt. Așa. Și facem schimbul și repetăm. Ca să aibă timp să se odihnească la puțin. Așa. Eu vă arăt doar doi acum. Așa. Îl luăm din nou pe acesta. Acesta este simplu, celălalt este umplut. Așa. Și acesta care este umplut, o să-i dăm forma de 8. Îl întoarcem așa. Apăsăm așa bine aici. Vedeți? Și acum, pur și simplu, îl lăsăm așa. Cel care este simplu, ia uitați, îl întindem și am să-l întind așa, am să-i fac așa și apoi invers. Am să-l umezesc cu puțină apă, într-o păhăruță am puțină apă și am să-l umezesc. Și am să vă spun de ce îl umezesc pe acesta. O alune cu ciocolată, ciocolată să nu... Așa, uitați, vedeți? Și acum eu îl iau cu fața în jos, să se lipească. Și îl iau. Îl iau și îl las așa, ia uitați-l. Și îl punem așa aici. Cel care este simplu, îl iau decât cu apă. Îl lung, deci înainte de a-l da la cuptor, îi ungem cu apă. Cu nimic altceva, cu apă, apă simplă, așa, și cel cu care l-am făcut așa, ia uitați ce-i fac, îl tai, așa, și tăiem câte puțin și tragem așa într-o parte, ia uitați, așa, să-mi întorc. Să răsucesc fundul ca să se vadă. Așa, și tăiem și tragem. Tăiem și tragem. Așa. Mai tai încă o dată și trag în partea aceasta. Și acum schimbăm. Tragem în cealaltă parte. Așa, și tragem aici. În exterior. Așa. Și rotim. Vedeți? Aceștia sunt. Și să vi arăt, îi lăsăm acum să crească. Eu am să-i fac și pe ceilalți. Îi lăsăm să crească. Să-și crească puțin, să-și duble volumul. Și ia uitați ce minunăție. Acesta este crescut și pus la cuptor. Ia uitați, eu i-am dat deja cu miere, ia uitați cum arată, așa. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit, astăzi am făcut mucinici de post, vreau să vă arăt cum sunt. Așa, sunt acum, i-am scos din cuptor. Mucinici de post. Și o să-i dăm cu miere. Să-i dau și cu miere. Așa am să pun miere peste ei. Așa. Puteți face și sirop cu zahăr să-i ungeți. Și ori puneți cu nucă. Eu astăzi am încercat alune și am ciocolată amară. Nu puneți ciocolată cu lapte. Ciocolată amară, iată, am mâncinat ciocolata cu alune. Și punem așa deasupra. Sunt făcuți cu apă. Eu am făcut cu apă minerală. Așa. Cine nu dorește miere, poate pune, face sirop din apă cu zahăr, cu coajă de portocală, cu coajă de lămâie, ca să-i dea aromă. Și să-i însiropezi, eu nu însiropez mucenicii. Așa. Sunt calzi, imediat vă arăt și cum i-am făcut.
ca să vedeți cum sunt făcuți. Eu le pun miere cât sunt calzi. Așa. Ia uitați. Mucenici de post. Pufoși, pufoși. Ia uitați cum arată. Sunt abia scoși din cuptor. Sunt fierbinți încă. Ia uitați. Se vede că se fumă aurul. Așa. Eu le-am pus în interior și puțin. Sunt moi, moi, moi. Pufoși, pufoși. Nu știu dacă se vede. Ia uitați cum arată. Așa. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate. Să fie pace în lume. Și să ne ajutăm cu ceilalți. Să fim mai buni. Să nu mai avem atâta ură. Vă pup dulce tot și vedem cu sfințișorii gata făcuți. Vă doresc o zi frumoasă continuare. La revedere. Vă pup dulce. O zi frumoasă.